Bă, n-am filmat până acum. Dumnezeule mare, cum să nu filmez, mă? Bata, mă, soarele. Bai, bai. Filmăm din nou. Milfăm. Salutare! Astăzi am pentru voi un laptop, după cum v-am zis, de fapt. După cum ziceam, este vorba de laptopul M509DA. Nu știu de ce scrie doar D, dar este DA, de fapt. Așa scrie pe PC Garage. În fine, să vă trec totuși un pic prin specificații prima dată. Avem un ecran IPS Full HD de 15,6 inch. Un procesor Ryzen 3 3500U. Cu o placă video integrată, ceea ce îl face destul de capabil pentru gaming, acest procesor având două nuclee și patru fire de execuție. Avem un SSD de 256 de giga pe M2, pe PCI Express 3.0, mă gândesc. Avem 8 giga de RAM, 4 giga lipiți pe placa de bază, adică onboard, și 4 giga în slotul dedicat. Acești 4 giga îi puteți înlocui cu o plăcuță de 8 giga și să aveți un maxim de 12. Pentru acest laptop. Mai avem Wi-Fi 5, adică până la AC, și Bluetooth, nu se specifică aici, dar este Bluetooth 4.1. Și acum, trecând la laptop, prima dată ce observăm este designul ăsta, care mie mi se pare super. Adică nu este ceva extravagant, dar totodată eu zic că iese în evidență. Evident, aceeași culoare este și aici și mi se pare, din nou, mă repet, super treaba asta. Este destul de ușor, a spune, destul de compact. Avem un cititor de carduri, o mufă jack, atât pentru in cât și pentru out, două USB-uri 2.0, ăsta de aici habar n-am ce îi. Pe spate nu avem niciun port. Pe partea din stânga, cum o să folosim noi laptopul, avem un USB-C 3.1, un HDMI și un USB, mă gândesc că ăsta este 3.0, pentru că se specifica că are și un USB 3.0. Bun, și pe partea din față nu avem nimic decât treaba asta ce te ajută să deschizi mai ușor ecranul. Așa arată și ecranul, evident este mat, foarte puțin reflexiv. Aș era să uit, avem două difuzoare, unul aici și unul aici, patru piciorușe, evident două în față și două în spate și niște guri de aerisire aici, aici și pe partea stângă, aici lângă mufa USB tip C. Observăm totuși că nu este un laptop pentru gaming. Poate în office, poate mai trimiți niște mail-uri, mai câteva pagini web deschise, mai scrii ceva în Word, în Excel, chestii de genul. Poate mai particip și la o conferință, că de ce nu? Cum facem noi la facultate, știi? Suntem acolo la conferință, dar facem alte lucruri. Nu glumesc, dacă mă urmărește ceva profesor, normal că suntem atenți, suntem numai ochi și urechi la cursurile dumneavoastră, să nu dați restanță, vă rog. Dar pe lângă asta, eu zic că este capabil chiar și de un gaming așa mai light. Evident, toate astea fiind spuse, înainte de a testa acest laptop, să vă și demonstrez, nu mai știu cât trebuie să apăs, așa, vedeți, n-am instalat încă Windows-ul, urmează să-l instalez. Acum vreau să vă arăt ce poate acest laptop pe CSGO și evident am vrut să scot tot ce poate din acest laptop, fără să fie la încărcat, atenție. Vreau să văd ce poate fără să fie la încărcat, câte FPS-uri poate să scoată, pentru că dacă și înregistrăm ecranul direct pe laptop, posibil să nu fi scos atât de multe FPS-uri. O dăm la jumate luminozitatea, bateria după cum puteți vedea este la 84% și să începem, zic. Jucăm un match de deathmatch, să fie mai scurt, un 10 minute și să vedem cât se descarcă. Observăm că avem undeva la 30 de FPS-uri în lobby, acum 50, 60, deci variază. Țin să menționez că am băgat niște coduri, o să încerc să le las și în descriere, coduri în consolă, ci că ar face să meargă mai bine jocul. Rămâne de văzut, eu înainte m-am jucat fără acele coduri acolo și o să vă zic dacă văd vreo diferență, pentru că n-am filmat cum m-am jucat atunci. Bun, FPS-urile, tot așa, și cu codurile alea și fără, așa, să mă asigur că am închis tot pe aici, pe fundal. Deci avem 18-20, am văzut și un 29 la un moment dat, bine, și mai am și ping mare, că nu am netul mai slab. Totuși, așa, ca prima impresie, parcă sunetul îl scoate mai bine mufa asta jack decât mufa de la calculatorul meu. Ce drept, eu nu băgam căștile în mufa de pe placa de bază, ci în mufa de pe carcasă și probabil de-aia. Fai ai. Ce lag am. Da, deci merge nașpa, mă. 71% de la 84 după 10 minute de CSGO cu luminozitatea, să zicem, la 60% ca o medie. Deci o oră de CSGO vă duce și acum să vedem cu el la încărcat cum merge. Voila! O și crescut FPS-urile, deci da, cum am 40-50, e jucabil deja, e mai mult decât jucabil,
Oricum e clar mai bine acum, nu? Cam dublu FPS-urile cu el la încărcat, da. Asta e. Dacă v-am auzit, fraierilor, hai mă, numai până l-am făcut. Bă, tastele sunt ok, ce să zic. Tastatura mea are. Mă pot plânge. Hai că l-am făcut batter pe Big Lion. Big Lion. A, mea are decent. Uite, e la mea. Bă, Big Lion, că e Chris Preșmecher. Bă, s-a cadat, o scăzut la 20 și ceva. Mai ninte. Unde s-a încălzit? Bă, nu-i prea fierbinte nicări. Nimai. Am crezut că e găină. Să mor eu. Bun, acum că am terminat cu partea de gaming, să îi dăm un cine bench, zic, nu? N-am mai făcut niciodată treaba asta, sper să nu ia foc, pentru că nu-i laptopul meu, măi băieților, măi, măi băieți și fete. Vă reamintesc că este pus la încărcat, după cum puteți vedea aici. Țin să menționez că am încercat să instalez Messi Afterburner, dar pur și simplu stătea la 99% și numai nu se instala și am renunțat, sincer. Pentru că oricum consider că nu este un laptop făcut pentru așa ceva, pentru render, pentru gaming și așa mai departe, iar în utilizarea normală vă asigur că nu o să se încingă și o să meargă cum trebuie. ...453 de puncte, mai jos decât i5, 5300U, interesant a zice. No, și să vedem cum se aude o melodie, ce mai pun eu prin clipuri. Vă reamintesc că difuzoarele se află, uite, aici și aici. Eu o să țin undeva pe zona asta microfonul. N-are bas deloc, absolut deloc. Să vedem cum se aude pe Poco X3 NFC acum. Pe Poco X3 NFC parcă se aude un pic mai bine. Facem un Excel, un Word. Hai să facem și un PowerPoint. Intrăm în toate. Facem un tabel aici, hai să punem, să facem o diagramă. Uite, una așa frumoasă. Bun. Și aici să simulăm că mi-a scrie un text pentru un anumit produs. Abar n-am un review. Bun, să zicem că e suficient. Să salvăm tot, că de ce nu? Nu ne mai interesează sunetul, mă? Să căutăm, ia uite, Oppo Find X3, citim. Wikipedia. A52, ascultăm muzică, mai scriem ceva pe aici. Da, cam asta. Fost. Da. După cum puteți vedea, merge foarte, foarte fluid între aplicații. Da, după cum putem vedea, procesorul nu stă la 100%, având atâția deschise în fundal, memoria mai este încă jumate. Zic jumate pentru că placa grafică integrată ia 2 GB RAM, deci puteți folosi doar 6 din 8. Mă repet, merge foarte bine. La lucruri obișnuite nu văd nici o problemă, nici o diferență. Foarte rapid se face switch-ul. Nici nu simți, deci SSD-ul ăla merge foarte bine. Iar ați văzut 78%, hai să vedem aici. Aici am avut un spike la 100%. Am uitat o chestie, touchpad-ul e bun, dar evident nu se compară cu un mouse de 250 de lei cum mi-am luat eu. Dar merge, nu, ce să zic. Dar logic, dacă vă jucați ceva, vă trebuie mouse. Dă
Și pentru că milenie să mai îmi schimb decorul și toate alea, vă spun aici părerea mea finală despre acest laptop. Este un laptop foarte bun pentru banii plătiți, adică 1900 de lei. După cum ați văzut, merge și ceva gaming. În utilizarea normală aveți acum aici undeva pe ecran cam cât m-a ținut bateria. Eu zic că ține decent bateria, se încarcă destul de repede, undeva în cam o oră, o oră jumate. Nu se încălzește excesiv, arată foarte bine, are porturi de care ai tu nevoie, inclusiv HDMI și USB tip C. Așa, tastatura, eu zic că se simte bine, nu pot să o compar cu una mecanică, dar se simte bine pentru banii plătiți. Merge foarte bine, se pornește repede, de un laptop corect, cum zic și alți youtuberi. Eu chiar îl recomand dacă îl mai găsiți la banii ăștia, dar dacă chiar vreți să vă jucați și ceva pe laptop, a zice totul să puneți mai mulți bani. Așa am zis și eu prietenului meu, bă, o să te poți juca, dar nu te aștepta la nu știu ce. Acum sper să nu mă înjure, pentru că da, ce e sub 60 FPS-uri, plus că mai e drop-uri la sub 30, e destul de nasol pe CSGO. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, like, share și abonare, cu clopoțel neapărat, evident. Nu fiți beciznic să nu vă activați clopoțelul, păi nu fi beciznic, da? Da? Pe cum așa te-am învățat, ai trebuit să fii beciznic? Ai grijă că... Până data viitoare am fost Roman, numai bine. Sper că o filmat. Mi-l fac parcă...